și de ce am înființat-o. Totul a pornit de la o campanie pe care am văzut-o tot pe un blog, pe blogul lui Visul, probabil toată lumea îl cunoaște. Era o campanie la Tara Fashion. Când faci o campanie la un brand de îmbrăcăminte, te gândești. Adică, dacă ar fi avut probabil o agenție de publicitate, ei s-ar fi gândit să fie targetată, să atingă direct publicul tău țintă. Din cititorii lui Visul, nu știu cât la sută sunt doamne și cât la sută dintre acele doamne și acum fac ceva de la Tara Fashion. În fine, am discutat chestia asta cu Adina și mi-am gândit, măi, de ce nu vor face, de ce nu gândi într-un mod campaniile astea? Și am zis, începem noi ceva, o agenție de comunicare taxată exact pe brand-urile din modă, de make-up și beauty. Și așa a pornit Politel Media. Hai! Bine! Prima campanie Politel Media am avut-o cu Fashion Network, care este un magazin online de haine și accesorii, pentru care se găsesc în magazinele fizice din România. Sunt branduri din afară, sunt branduri londoneze, precum Merk London, Larimea, pentru cine cunoaște. Irregular choice. Campania care am desfășurat-o cu ei s-a desfășurat simultan pe 4 bloguri de modă. Da, da. Bloguri de modă și pentru notorietate n-am ales pe Florida. Da, da, moda, soulfashion.com, ce îmbracați și blogului Florii. Fiecare blogger a postat un articol privitor la colecțiile prezente în magazinul fashion.ro, pe care a avut grijă ulterior să-l promoveze în rețelele sociale Facebook, Twitter. Am înregistrat o bun. În afară de fashion.ro, a doua campanie a fost cea cu Bijou Ternier, care este un brand internațional prezent în peste 60 de țări ale lumii. Au deschis de curând un magazin fizic, un Banasa Shopping City, și l-am contactat pentru a lansa în premieră pe 10 blocuri de modă colecția de primăvară-vară de accesori. Este un lucru care nu s-a mai făcut până acum în România. Un brand mare de cunoaștere la nivel internațional să-și lanseze colecția de primăvară-vară pe 10 bloguri de modă în premieră. Este interesant de menționat după ce puteți să aleg blogurile de modă. Încă noi asta facem cu Intermedia, selectează blogurile în funcție de brandul pe care îl avem ca și client. Se selectează în primul rând după trafic, pentru că ăsta este interesul fiecărui magazin, fiecărui brand, ca articolul pe care noi îl vom scrie blogării despre el să fie vizualizat de cât mai multe persoane. Se ține cont și de comunitatea creată în jurul blogului, pentru că nu e așa, ce ar însemna să scriem despre ceva și să nu avem credibilitate și acei oameni care ne citesc să ne citească, să nu ne citească, să fie vizitatori ocazionali. Sunt foarte puține bloguri de modă din România care chiar contează ca trafic, ca și credibilitate. De asta îmi menționez și în prezentarea mea, blogul de modă este foarte important pentru un jurnalist de modă, pentru un stilist, pentru pasionați de modă chiar.